Toate geamurile acestui spital din spatele meu au fost luminate simbolic pentru prima dată în această după-amiază. Este primul semn că spitalul e gata și că în curând aici vor avea o șansă la o viață mai bună copiii din România. Spuneau cele două fondatoare ale Asociației Dăruiește Viața, Carmen Uscatu și Ioana Gheorghiu, că a pornit totul de la o glumă, de la a dori să schimbe ceva și au ajuns să facă acest spital. 350.000 de oameni au donat, 7.000 de companii, un total de 53 de milioane de euro au ajuns în clădirea din spatele meu. E locul în care vor ajunge copiii și părinților pentru ca de acum înainte să nu trebuiască părinții să se mai urce în mașină sau în avion și să plece în altă țară pentru a-și trata copilul bolnav de cancer. Iată, Dăruiește Viață a pornit de la facem un spital, la am făcut un spital și au anunțat chiar și o a doua clădire pentru această unitate medicală în această seară.